Salutare ca și bine ați venit la partea a treia. Salut, salut. Hai că spun ce point. Hai că e partea a treia în a face episod, deci am încercat de vreo 3-4 ori. Ce zic, bine ați venit la nou cu episod. Sunt de pe serverul rage.behood.ro. Vă aștept și pe voi să aveți toate informațiile în descriere. Gen, sunt 5 într-un clan, poate o să accepte și pe voi după când o să faceți mai mare level. Altceva nu am ce să zic, eu am intrat la level 5 aici, deja am level 6, încetul mă apropie spre 7. Ideea că în sine trebuie să faci job, după ce ai venit slash jobs și te da. După ce ai început, la început, pardon, desigur ai și ai un failure. Adică un scooter de ala ciudat. Și what the fuck? De ce? Nu se vede că scriu eu sau ce se întâmplă? Mă rog. Care te va ajuta foarte mult după ce ai făcut level mai mare. E clar, s-a dus și tu. Mă înțelegi? Trebuie să tot timpul să apăsăm pe doi. Ai mai multe locații în care jobul o să fie aici, de tracker, clar scrie și pe mapă, Fisher, de aici cu creaturi, foarte multe comenzi la vest, play pe Discord, le puteți da, și vedea tutorial cum să faceți, că nu pe degeaba le-ai făcut, reduc sau cine le-ai făcut, și la el un buton de like. Ideea în sine stă în felul următor. Noi o să mergem acum și o să facem jobul de tracker. By the way, după ce te-ai săturat de un job, nu mai vrei să mai faci, dai quit job. Eu n-am observat că sunt tracker și asta e. Ce mi apare acolo cu VT69 e frecvența cum ar fi de la stație, unde normal putem să vorbim toată lumea. By the way, sunt aplicații deschise și pentru streameri. What the fuck? Sunt aplicații deschise și pentru streameri. Dacă ai minim 500 de followeri, subscriberi, așa mai departe, și pe TikTok, cât și pe canalele tot poți aplici la ei. Tot le poți găsi pe Discord. Acum, să sperăm că faza cu YouTube-ul nu o să fie o informație eronată, adică informație falsă, pentru că pe mâine, când o să apară videoclipul, să nu le închide deja. Și am aplicat. Ideea că am intrat pe server, deja îmi place foarte mult, avem de level 7. Nu plac mincinușii. am jucat cu cineva cam, la cine cam place să mințească și să se ducă numai după profit. Și cam, da, ăsta adevărul. Acum, restul, ce să vă mai zic eu, enjoy, nu mai aveți altceva ce mai face decât treaba asta. Dar dă-te băi vârle, nu mai stai ce mâncaia și gura lui, stai degeaba, ți-ai luat tirul și ai plecat. Serios, cum Dumnezeu. La... Oh, Caviar, ce zici cu tata, bă? Salut, ce fa, bă? Mamă, ești nebun la cap. Da. Stai să vedem dacă pus pe ei ceva clan. Opa, sunt două mașini de spawn. Nu, l-am pus pe ăsta, dar ideea că, da, folosește cineva. Trebuie să mai văd și eu despre server. Deci, mamă, l-a luat pe ăla. Trebuie să văd și eu destul de mult, dar nu e o problemă, înțelegi, noi și eu am pus întrebare. Skill de level 3 am, hai să vedem, să facem o cursă de la level către level 3. Am tir de asta calben și parcă văd că mă bag în paletă să mă duc, nu știu de ce. Bă, jobul cel mai profitabil de început ar fi efectiv jobul de tracker,
Dacă nu aveți mașină personală, gen asta încă 17.3.2023 nu s-au mai băgat mașini de astea de început. Puteți să le faceți job de tracker cât vreți și desigur se va schimba de la level 3-5, se va schimba rutele și din câte am înțeles camionul și mai departe. Restul, ăla de Fisher, desigur, cel mai profitabil, dar dacă ai, nu știu, o mașină, deci aici fără mașină ești ca și mort, ca în viața reală, dacă n-ai primit să te dus. După aia, job de farmer, acolo te duci, ești contractor, ai luat balotul, te-ai băgat în spatele balotului, ai apăsat Y, te pui în spatele lui și duci balotul unde îți apare pe checkpoint. Trebuie să faci 100 de kilograme, eu am făcut prima dată 91, parcă așa am făcut, și l-am dus, am luat în jur de aproape 100 de mii. Da, da, cam în echivalent de 5 sau 10 minute. Altceva, mai multe informații, nu știu ce ar trebui să vă mai dau. Le puteți găsi, desigur aveți forum, ba doi, nu încercați să dați conturi la nimeni sau chestii de genul, că vă cam ia băieții. Afacere legală, desigur, este banat. La radio aici, pe frecvența 69, care e cea mai populată, puteți să întrebați adminul cum să intrați pe stația asta. No. Acum puteți să aflați mai multe chestii, open creator, și dacă scrieți un stat, o să vedeți. Eu am un exemplu, 1712 din 20.000 și gift point 1000 din 1000. Gift point-ul trebuie efectiv să mă duc să mi-l cumpăr. Uite că și eu acum trebuie să stau să întreb. Cum deschid un gift point. Și eu am uitat de treaba asta și să sperăm că o să ne răspunde cineva. Ba, de, sunt foarte mulți streameri care efectiv, dacă mi-a răspuns cineva pe la întrebare, care te pot lua în G aici sau în groove și să stai la farm de ore. Deci, desigur, contra cost. Așa că nici voi nu uitați de butonul de like și subscribe, că mă ajută și pe mine mult. Vreau să ajung neapărat până la 3000 de subscriberi. Neapărat. Deci, anul trecut o făcut bufo, dar anul ăsta... Salut! Nu știu pe unde mi-e întrebarea. Deci stau și caut, dar nu văd nimic, jur. Tog. Walkie-talkie. Deci, nu-mi găsesc întrebarea deloc, adică... A fost până acum cu o zăpadă, cred că... Ia să încercăm, da. Poți să spui și tu zăpada înapoi dacă vrei, cred că ați văzut comenzile. În acumulare de 300 și la OK, în pedi get gift. Hai mă să le deschidem. Da, după ce le duc pe astea. Că am o impresie, o să rămân fără. Ideea că am 1000 din 1000. Deci, da. Pot să deschid, o să le deschidem după aia, înainte să terminem, să terminăm episodul. Să terminem. În fine. Hai să ajungem cât de repede. Mă, eu tot timpul am avut o eroare și tot timpul am o eroare înainte de a intra pe orice server, deci pe orice server mai nou, mai nou. Orice ai face, tot îți dă treaba de Rockstar Error Code 130. Pentru alte chestii nu prea le știu. Eu tot timpul am dezinstalat folderul. Tot ce au fost ținând cont de regi, în afară de updater, updater, așa se numește, ăla l-am păstrat, l-am șters, am dat pe clip updater, s-a repus înapoi folder, l-am așteptat și din nou tot la fel. E, dacă aveți alte erori, cel mai bine și cel mai sigur în legătură cu regiu ar fi treaba asta.
să mergeți și să căutați pe, la, de la cei de la Rockstar. Pentru că eu am căutat foarte mult, m-am interesat și eu. Că, da, asta e, ai rure, ai de toate. Și... cea mai bună informație mi-a dat-o, mi-a dat-o și ei pe lângă... Mamă, bana pe Noxe, mă. Mă, dacă e Noxe ăla 1337... Bro, vezi că aici nu ești pe 5M și așa mai departe. Acum, nu sunt hater, dar dacă ești ăla pe care îl cunosc eu, mamă, dar câte conturi ai avut, frate. Da, s-a mai întâmplat. Salut, afaceri ilegale. Deci, da. Majoritatea cu cine am jucat mai mult joacă și pe acest server. Am văzut și pe live-ul din data de 15, tot așa, am mai văzut persoane gen tot acolo pe frecvența aia radio. Așa, pe server nu prea ai cum să o vezi. Sunt foarte, foarte multe. Aș, l-aș duce pe astea și... trebuie să duc elicopterul. Și aș începe să deschid gifturile, să vedem ce ne picăm. Sunt tare curios. Și am impresia că după aia o să trebuiască efectiv să mă duc să mă duc în oraș, nu știu de ce am impresia asta. Mă, puteți să luați și orice cursă vreți voi. Deci alea, cursele de la level 1 le faci foarte, foarte rapid. Astea ați văzut în cât timp l-am făcut, 73.000, bă, 88.000 se ia. Eu zic că e perfect. Deci, e perfect. Hai să nu mai pierdem timpul. Get gift. Perfect. Știam că o să dispară. Man, get gift. Nu cred așa ceva. Da. CSQ nu funcționează? Nu. No. Deci trebuie să ies din joc, așa că nu contează treaba asta, o să facem pentru un short. Când acum o să începem să deschidem gift point-ul, că avem 1000 din 1000, așa că de dați de butonul de like și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa, by the way, toate informațiile le aveți în descriere. Ciao, ciao!